Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Sfânta Evanghelie după Luca. Gabriel binevestește lui Zaharia și Mariei, cântarea Mariei, nașterea lui Ioan Botezătorul, cântarea lui Zaharia. Deoarece mulți s-au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele de plină adeverite între noi, așa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început și au fost slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale prea puternice, Teofile, după ce am urmărit toate cu deamănuntul de la început să ți le scriu pe rând, ca să ți încredințezi despre temeinicia învățăturii pe care ai primit-o. Era în zilele lui Irod, regele Iudeei, un preot cu numele Zaharia din ceata preoțească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron și se numea Elisabeta. Și erau amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană, în toate poruncile și rânduielile Domnului. Dar nu aveau niciun copil, deoarece Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în zilele lor. Și pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu în rândul săptămânii sale, a ieșit la sorți după obiceiul preoției să tămâieze, intrând în templul Domnului. Iar toată mulțimea poporului în ceasul tămâierii era afară și se ruga. Și i s-a arătat îngerul Domnului stând de-a dreapta altarului tămâierii, și văzându-l, Zaharia s-a tulburat și frica a căzut peste el. Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și îl vei numi Ioan. Și bucurie și veselie vei avea și de nașterea lui mulți se vor bucura. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea vin, nici altă băutură amețitoare și încă din pântecele mamei sale se avea umple de Duhul Sfânt. Și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor și va merge înaintea lui cu Duhul și cu puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea drepților ca să gătească Domnului un popor pregătit. Și a zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaște aceasta? Căci eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în zilele ei. Și îngerul răspunzând i-a zis: Eu sunt Gabriel, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu și am fost trimis să grăiesc către tine și să-ți binevestesc acestea. Și iată, vei fi mut și nu vei putea să vorbești până în ziua în care vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele care se vor împlini la timpul lor. Și poporul aștepta pe Zaharia și se mira că întârzie în templul. Și ieșind, nu putea să vorbească și ei au înțeles că au văzut vedenie în templu și el le făcea semne și a rămas mut. Și când s-au împlinit zilele slujirii lui în templu, s-a dus la casa sa. Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit și 5 luni s-a tăinuit pe sine zicând: Că așa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea. Iar în a 6-a lună a fost trimis îngerul Gabriel de la Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har de la Dumnezeu. Și iată, vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său. Și va împărți peste casa lui Iacov în veci împărăția lui, nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețea ei și aceasta este a 6-a lună pentru ea, cea numită stearpă, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria: Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea.
Și în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă la Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda. Și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt. Și cu glas mare a strigat și a zis, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Și iată cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia robei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui și mila Lui în neam și în neam cei ce se tem de El. Făcută tărie cu brațul său, risipit ai pe cei mândri în cugetul inimii lor, coborât ai pe cei puternici de pe tronuri și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți, pe cei bogați i-a scos de afară de șerți. A sprijinit pe Israel slujitorul său ca să-și aducă aminte de mila sa, precum a grăit către părinții noștri lui Avram și seminției lui în veac. Și a rămas Maria împreună cu ea ca la 3 luni și s-a înapoiat la casa sa. Și după ce s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu. Și au auzit vecinii și rudele ei că Domnul a mărit mila sa față de ea și se bucurau împreună cu ea. Iar când a fost în ziua 8, au venit să taie împrejur pruncul și îl numeau Zaharia după numele tatălui său. Și răspunzând, mama lui a zis, nu, ci se va chema Ioan. Și au zis către ea, nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta. Și au făcut semn tatălui său cum ar vrea el să fie numit. Și cerând o tăbliță, el a scris zicând, Ioan este numele lui. Și toți s-au mirat. Și îndată i s-a deschis gura și limba și vorbea binecuvântând pe Dumnezeu. Și frica i-a cuprins pe toți care locuiau împrejurul lor. Și în tot ținutul muntos al Iudeii s-au vestit toate aceste cuvinte. Și toți care auzeau le puneau la inimă zicând, ce va fi oare acest copil? Căci mâna Domnului era cu el. Și Zaharia tatălui s-a umplut de Duh Sfânt și a prorocit zicând, binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a încercat și a făcut răscumpărare poporului său și ne-a ridicat putere, mântuire în casa lui David, slujitorul său, precum a grăit din gura sfinților săi proroși din veac, mântuire în vrăjmașii noștri, din mâna tuturor celor ce ne urăsc pe noi, și să facă milă cu părinții noștri ca ei să-și aducă aminte de legământul său cel sfânt, de jurământul cu care s-a jurat către Avram, părintele nostru, ca fiind izbăviți din mâna vrăjmașilor să ne dea nouă fără frică, să-i slujim în sfințenie și în dreptate înaintea feței sale în toate zilele vieții noastre, iar tu, pruncule proroc al celui prea înalt, te vei chema, că vei merge înaintea feței Domnului ca să gătești căile Lui, să dai poporului Său cunoștința mântuirii într-o iertare a păcatelor lor, prin milostivirea milei Dumnezeului nostru cu care ne-a cercetat pe noi răsăritul cel de sus, ca să lumineze pe cei ce șed în întuneric și umbra morții și să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii. Iar copilul creștea și se întărea cu Duhul, și a fost în pustie până în ziua arătării către Israel. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!